Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Astăzi, alături de mine, în platou, se află domnul Marian Andronache, viceprimar al municipiului Suceava, dar și președinte al Organizației Județene Suceava a Partidului Mișcarea Populară Suceava. Bun revenit în platou, domnule viceprimar, domnule președinte, și felicitări pentru scorul obținut de partid. Bine, ne-am revăzut și mulțumesc mult pentru invitație. Deci, la nivelul județului Suceava, 16.518 voturi, 6,68% în alegerile europarlamentare Suceava. Ați sperat, ați crezut, ați dorit mai mult? Am crezut. Am crezut că putem face lucrul ăsta și în momentul în care am preluat președinția organizației, asta fiind 2018, deci într-un an de zile pot spune că am reușit să construiesc o echipă competitivă care au și intrat în forță, au făcut o campanie extraordinar de bine pusă la punct, o campanie în teren, pentru că noi n-am avut resurse materiale pentru a face acele meeting-uri foarte, foarte mari, cum au mers partidele mari. Noi, efectiv, am intrat din ușă în ușă, pe fiecare, în târguri, în oboare, în bazar, la scara blocului. Asta, practic, a fost campania noastră și s-a văzut că a dat rezultate. Dar, bine, nu-i meritul meu, clar, e meritul întregii echipe. Nu am avut până acum PMP-ul de la înființare în Suceava. Nu a trecut mai mult de 4,7%. Niciodată n-am prins pragul de 5%. Îmi doream foarte mult să prindem pragul, dar îmi doream foarte mult să avem peste scorul partidului la nivel național, ceea ce s-a și întâmplat. Cu un 6,68%, cu 16.518 voturi, de care ați spus, ținând cont că la, hai să luăm ultimele alegeri, la Camera Deputaților am avut 8.900 de voturi și totuși o creștere de undeva de 84%, ceea ce spun eu că e foarte bine. Bun, în afară de voturile muncite, practic, sunt convins că au mai fost și voturi care au venit efectiv pe candidatul nostru numărul 1, pe președintele Băsescu, incontestabil, dar și munca noastră a fost destul de susținută și a dat rezultate. Domnule președinte, politicienii de obicei în cadrul laboratoarelor evaluează într-adevăr, eu știu, activitatea unui partid post-electoral. Sunt importante și aceste procente, la dumneavoastră 6,68%. Am înțeles că organizația Suceava, între organizațiile PMP la nivel național, ocupă un loc frumos, da? Ocupă un loc frumos, locul 8, aici nu vorbim de sectoare, sunt într-adevăr organizații puternice, dar care au deputați, au senatori, au vicepreședinți din Consiliul Județene, au primari, viceprimari, ceea ce din păcate noi nu avem așa ceva. Avem un viceprimar de municipiu și 3 viceprimari de comune, avem 71 de consilieri, însă se pare că s-a pus osul la treabă, s-a muncit. Încă o dată vă spun foarte mult și mulțumitor e faptul că am reușit în municipii să obținem scoruri peste prag. Municipiul Vatra Doarnei cu cel mai bun rezultat pe județ, 10,31%, 10,37%, un scor foarte bun pentru acea organizație. S-a văzut că munca lor și chiar i-am felicitat. Am avut și noi evaluarea noastră în Consiliul Executiv Județean. L-am avut vinerea trecută și de data asta am făcut acea ședință chiar la Vatra Dornei, tocmai pentru a da încredere acestei organizații și a le mulțumi pentru rezultatul obținut. Evaluarea am avut, bine, nu spun, bun a fost și scorul pe municipiul Suceava, 51%. Eu zic că e un scor, nu știu în țară dacă am avut pe municipii reședințe de județ scorul ăsta, bineînțeles, în afară de sectoare, dar chiar și la sectoare nu știu dacă l-am avut. Sectoarele au o medie de 8,4-8,5%.
am fost și felicitați pentru lucrul ăsta. S-a văzut. Imediat ajungem și la felicitări, pentru că mă interesează. Cum spuneam ceva mai înainte, în laboratoarele fiecărui partid se discută. Dar este foarte important, am discutat puțin mai înainte, înaintea emisiunii, liderii se uită și la numărul de voturi. Ce vă spune acest număr de voturi? 16.518 obținute la nivelul județului Suceava, cum a spus, e o creștere de 84%. Cum traduceți acest lucru? Sau ce vede politicianul în acest număr de voturi? Deci eu văd că suntem pe un trend crescător. Da. Într-adevăr, au fost anii aia de început când ne-am chinuit mult. Un partid nu se poate... nu poate obține rezultate remarcabile într-un timp scurt. Dar încet, încet, pas cu pas, în fiecare an clădim, în momentul în care reușești să ai organizații în toate localitățile din județ, ceea ce încă nu avem în momentul ăsta, dar o să le avem, avem, să zic, 100 de organizații. Eu sunt convins că la următoarele alegeri vom obține un scor și mai bun. Bun, nu vorbesc de alegerile prezidențiale, vorbesc de alegerile locale și alegerile parlamentare. Deci trendul este crescător, partidul a fost clădit așa cum trebuie, organizațiile, trebuie să apară și rezultatele. Se spunea înainte că partidele care vor trece pragul la europarlamentare vor merge înainte. Cele care nu trec acest prag vor dispărea sau se vor bate acolo undeva în mediocritate. Sunt convins că lucrul ăsta se va întâmpla și de asta sunt bucuros că totuși am obținut un scor bun, chiar și pe județ suntem al patrulea partid. Da. Pe municipiu deja am devenit o forță acolo de luat în seamă, nu mai suntem așa micuți, de la 2000 de voturi s-a ajuns la 4400. N-ați luat în seamă de-a lungul timpului, n-ați luat în seamă anumite ironii lansate de la nivelul partidelor mai mari? Nici. Da. Nu menționăm neapărat nume, dar... Ironii, de la partidele mari, dar și acele sondaje care au apărut, chiar și candidat la primar, care mă dădea cu 1%. Bun. Da. Trec lucrurile astea. Vom vedea. Eu nu am făcut imediat după campanie, după rezultatele alegerilor, toate partidele așa s-au năpustit să arate cât de bune au fost, ce rezultate extraordinare au obținut, că au bătut în atâtea localități, că a dispărut, că i-a bătut pe PSD-iști. Eu chiar nu am vrut să ies cu astfel de mesaje, și cu date, pentru că cel care, nu știu cât interesează populația, mai mult sunt mesaje politicianiste și chiar nu vreau să le dau curs acestor mesaje. Ne vedem în continuare de treabă, până la urmă votul contează. Da. Mai rămânem în zona alegerilor europene. În partea a doua o să discutăm, o să luăm câteva mesaje transmise de dumneavoastră prin comunicate de presă și evident mesajele respective au fost discutate cu sucevenii în teritoriu, în campania electorală. Până la pauză o singură chestiune o pun în dialog. PMP a propus uniți în Europa. Ce înseamnă această sintagmă? A fost sloganul nostru de campanie. Da. Eu zic că și foarte mulți analiști au spus până la final că, într-adevăr, singurul slogan european a fost a PMP-ului. Și singurul program, practic, în care s-au discutat probleme europene, a fost al Partidului Mișcarea Populară. Uniți în Europa, adică să... Vedeți ce se întâmplă în momentul ăsta în Europa. Brexit, state care, unde au apărut naționalism, populism, state care încet, încet se îndepărtează de valorile europene. Chiar fiind vorba aici și de România. Până la un moment dat, până în lunea de după alegeri. Da. Deja eu sper că ne revenim din momentul ăsta, dar mai discutăm chiar și de Polonia, de Ungaria, de Cehia. Se discută tot mai mult de
a ieși unele state din Europa, ceea ce nu e în regulă. Mesajul nostru înseamnă o uniune a tuturor statelor din Europa și o uniune a tuturor europarlamentarilor, României în primul rând, în Parlamentul European, să vorbească aceeași limbă, să nu mai fim tot timpul să se facă glume vis-a-vis de parlamentarii noștri. Eu zic că se poate lucrul ăsta trecând peste orgolii, să stea la masă și cei din Partidul Popular European și cei din PES, vorbim de parlamentarii noștri, adică să stea și liberalii, PMP-ul, UDMR-ul, europarlamentarii cu cei din PSD, să vorbească aceeași limbă cu cei din USR, în așa fel încât tot ceea ce interesează România să fie votat în acest Parlament European. În afară de Uniunea Europarlamentarilor, a țărilor în Europa, bineînțeles că mesajul, sloganul include și unirea României cu Moldova, pentru că noi credem că asta ar fi singura soluție de a ajunge Moldova în Uniunea Europeană, numai prin această unire. Acest slogan viza și întâmplarea nefericită din acest mandat din Parlamentul European, mandat care se încheie pe 1 iulie, când europarlamentari români s-au certat cu europarlamentari români. Cu siguranță. Incidentul respectiv sau cei care au procedat, au votat acea moțiune și așa mai departe, au procedat corect? Pentru că au fost acuzați că nu sunt patrioți, că nu sunt români adevărați, că nu susțin interesele românilor. Păi, vedeți, totuși, în momentul când opinie personală, nu? Da. Discuți de Uniunea Europeană, astea sunt mesajele naționalist-populiste. Să fim români, să ne vedem numai interesul României și nu, aici deja trebuie să vedem interesul Europei. În momentul când stăm la masă, suntem membri a Uniunii Europene, nu mai discutăm strict numai de interesul României. Da, interesul că suntem îngenunchiați, că suntem... Nu, e adevărat, nu e adevărat. Avem aceleași drepturi ca și ei, suntem o forță de vot acolo, suntem undeva, cred că a treia forță ca și europarlamentar, ca și votanți. Deci nu, dar dacă ar fi cineva să prezinte clar problemele, o voce, ceea ce n-am avut până acum și sper să o avem în persoana președintelui Băsescu, mai sunt și alții, nu? Pentru că dacă ne uităm la cei care au accedat în Parlamentul European, sunt persoane... Care au experiență și, într-adevăr, cunosc problemele europene și sunt convins că vor să facă treabă bună în mandatul ăsta. Da. Luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.